Echipa feminină de handbal SCM Craiova s-a calificat aseară în sferturile de finală ale Cupei României. Albastrele s-au impus cu scorul de 24-19 în meciul din deplasare cu HC Zalău din optimile de finală. La pauză, scorul a fost tot în favoarea oltencelor, 14-10. Cele mai bune marcatoare ale noastre au fost golghetera campionatului, Cristina Zamfir și Mirela Pașca. Ambele au punctat de 10 ori fiecare. Reamintim că în campionatul încheiat weekendul trecut, SCM Craiova s-a clasat pe locul al patrulea. Runda a 24-a de la Liga Elitelor s-a dovedit una fastă pentru juniorii B ai clubului CS Universitatea Craiova. Fotbaliștii sub 17 ani s-au impus ieri cu scorul de 12-2 în fața prahovenilor de la Petrosport Ploiești. Trupa lui Daniel Mogoșanu este calificată deja în semifinalele Ligii Elitelor și luptă să-și păstreze prima poziție la finalul campionatului regulat. Deși echipa sa a depășit 100 de goluri în campionat, Mogoșanu nu este pe deplin mulțumit. Astăzi ați depășit cota 100 de goluri marcate, mai exact 104. Am depășit, am fost un pic, m-au cam supărat 2-3 dintre ei pentru că am intrat foarte relaxați, fără o atitudine bună. Am mai avut și 2-3 care am vrut să 2-3 jucători noi care nu prea au jucat până în momentul ăsta și am vrut să-i văd astăzi să vedem care e situația, care este nivelul, dacă mă pot baza pe ei pentru meciurile următoare. Să fac o analiză vis-a-vis de lucrul ăsta, însă v-am spus, mă interesează cel mai mult în acest moment să fie sănătos și să pot să recuperez pe cei 3 jucători care i-am lipsă în momentul ăsta. Tot ieri, jucătorii sub 19 ani de la CSU Craiova au pierdut cu scorul de 5-2 pe teren propriu în fața bucureștenilor de la FCSB. Formația craioveană nu mai fusese învinsă din noiembrie 2016.